Thank you.
Acesta este un coș pentru flori. Da. Pus ghiveciu. Da. Începe cu fundul. Da. 3x3. Băgăm pare. Facem un X. Le facem încheietura. Da. Și aici îi facem 3x3. O... Da. O margine ceva, da. Nu sau cum să-i spunem, o bordură. Da. Așa. La urmă îl tăiem cu mosnuielele. Da. Și punem ghiveci cu flori în el. Cam cât îți ia să faci un astfel de coș? Cât timp? Cam o jumătate de oră, o oră. Cam o oră? Da. Înseamnă că ești început dacă îl într-o oră îl faci. De cât timp faci treaba asta? Eu sunt al doilea. 3x3, vedeți dumneavoastră, pe urmă îi face minelarea. Deci, practic, începeți întotdeauna cu bază, da? Da, numai de aici, da. Da. Și pe urmă îi băgăm parii, îi facem minelarea. Pe urmă îi băgăm spirala, îi facem altă inelare, îi băgăm altă spirală, altă inelare, închiderea și toatele. Deci. Bun. Și ăsta de aici, știi? Tu l-ai făcut? Nu. Hai să vedem. Doar ăsta este un alt fel de model, dar pe acesta este cum îl facem? Înflorat. Este coș înflorat, așa este. Da, se face de fără coș. Fund. Fără fund? Da, da. De ce fără fund? Pentru că se pun florile. Ah, se pun, se pun ghiveci. Așa, și pe acesta cum îl face? Pe acesta îl băgăm pe un carton. De jos, băgăm pe carton. Așa. O cutie de carton, ceva. Da. Băgăm parii, apoi facem minelare până aici, băgăm iar spirală și de aici încolo începem și... Și facem floricele la fătări. Da. Fatarul. Da. E ca la un fator. Da, 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 da. Și, da, vedeți, nu prea a fost nu el din până aici. Da. Mai depinde și după materiale. Mai ții să punem piciorul pe sfor care se numesc chiepe și se ia ghemul care este numit păpușa și se bagă în fiecare ață, iar după ce se ajunge la capăt, se bate cu vătarul. Da. Iar după aceea mutăm piciorul și se continuă. Da. Și tu ai lucrat tot ce e aici? Tu ai lucrat sau tu continui ce au lucrat alte colege? Mai continui ce au lucrat azi. Cât ai lucrat azi? Ia arată-mi. De unde și până unde? Albastru. Ai pus doar albastru, da? Da. Fă și mie o probă, te rog. Te urmăresc cu camera. Ia să vedem. Să înțeleg eu mai bine, așa, în practică, cum procedezi. Ți se mai încurcă ața câteodată? Uneori. Da? Și atunci ce faci? Tai și înnozi, nu? Sau nu e cazul să tai? Te descurci așa, nu? Da. Sau cere ajutorul colegilor mai mari? Mai cere ajutorul. Bravo. Să dea Dumnezeu să fie într-un ceas bun. Astăzi e o zi de luni și să mergem tot așa cu începutul. E început de drum. Da, acesta este, eu știu, sunt primele imagini ale sălii dumneavoastră de tradiții și sperăm că peste un an, peste doi când vom veni, o să fie și mai bogat și mai bogat. Vreau să vă spun că primii pași mi-a îndrumat doamna director Pali de la Muzeul Golești și domnul Mazilescu de la Centrul pentru Promovarea și Conservarea Culturii Tradiționale Argeș. Deci și mi-au găsit primii meșteri unde să înființăm secții, că dumneavoastră știți, noi am tot spus, în Argeș exista o singură clasă de meșteșuguri și iată că la ora actuală avem... Considerăm că și dansurile populare și grupurile vocale fac parte tot din tradiția noastră. Avem la ora actuală 35 de clase în tot județul, deci în afara sediului din Pitești. Și astăzi este, inaugurăm una dintre cele 35. Anul acesta am înființat mai multe și aici, la
Ștefan cel Mare și la Priboieni și la Bughea și la Ninoasa. Am fost la unele, o să mai mergem la altele și sunt mândră că astăzi și bucuroasă și fericită că dumneavoastră reprezentanții mass media din Argeș sunteți astăzi împreună și ați fost și veți fi cu siguranță cu noi, pentru că cred că acestea sunt valorile argeșene pe care trebuie cu adevărat să le promovăm. După cum observați, este o nouă sală de tradiții aici. Sunt primele obiecte tradiționale pe care cetățenii din Ștefan cel Mare le-au adus aici la școală și aici în această sală și sunt convinsă că peste un an, peste doi ani vom găsi și mai multe și o parte dintre ele vor fi confecționate chiar de către copiii noștri. De puțin timp am avut onoarea și plăcerea să colaborăm cu doamna director Gabriela Pendiuc, directorul Școlii Populare de Artă, care ne-a acordat tot sprijinul atunci când noi am venit cu acest gând să readucem tradiția la loc de cinste. Părinții și copiii au fost extrem de bucuroși și de încântați de idee, ne-au sprijinit, după cum vedeți și dumneavoastră. Dorim ca pe viitor să înființăm un atelier de tradiții, să spunem noi așa, între ghilimele. Mulți dintre factorii educaționali și-au arătat sprijinul și sperăm că vom reuși. Deocamdată este un început, așa, puțin mai timid, dar vă promitem că în următoarea vizită, dacă o să vă facă plăcere și onoare să ne vedeți, o să găsiți mult mai multe lucruri. Intenționăm să realizăm costumele proprii copiilor și dacă putem să ne dezvoltăm ca pentru o mică afacere, să spun, ar fi de bun augur.
Destul.